Bun găsit, prieteni! Suntem la Fotbal Show, într-o zi în care avem două meciuri europene, pentru că joacă ambele reprezentatele României rămase în competiție. Nu suntem în Champions League, dar putem fi în Europa League și în Conference. FCSB joacă în deplasare cu Linz, play-off de Europa League. Meciul va începe la ora 20. De la 20:30 pe Prima Sport 1, în Gruia, se joacă prima manșe din play-off-ul Conference League. CFR Cluj împotriva lui Pafos. Ultimele duble, repet, înaintea tabloului principal. FCSB e sigură că va fi măcar în Conference League. CFR trebuie să o elimine pe deținătoarea Cupei Ciprului pentru a fi pe tabloul principal în Conference League. Vă reamintesc, 20:30 ora de start a meciului dintre CFR și Pafos, aici pe Prima Sport 1. Îi salut pe invitați, pe Marius Baciu, bună seara, Cosmin Băleanu, bună seara. De asemenea, o știre foarte importantă din fotbalul românesc, anunțată după această după-amiază de Federația Română de Fotbal. Corvinul, o echipă care ne-a reprezentat și ne-a reprezentat onorabil în Cupele Europene în acest sezon, nu va avea dreptul să promoveze la finalul Ligii Secunde în acest campionat, deși inițial Federația anunțase că toate actele sunt în regulă. Ei bine, Comitetul Executiv a respins solicitarea Corvinului, spunând că 4 cluburi de Liga a doua, FCU Craiova, Cixereda, Voluntari și FC Argeș, au contestat dreptul de a promova al Corvinului și nu mai era timp, practic, pentru soluționarea acestor contestații și nu mai puteau fi meciurile amânate ale Corvinului. Corvinul, deși a început competiția în Liga Secundă, Corvinul n-a avut niciun meci disputat. Interesantă această știre. Aș începe cu acest lucru. Ok, e vorba de Corvin, o echipă care nu se compară ca număr de suporteri cu FCSB, cu Rapid, cu Dinamo, Craiova și așa mai departe. Dar ce situație pentru Corvinul? Deci are o vară formidabilă, da, merge mai departe decât merge Craiova, ceea ce nimeni nu s-ar fi așteptat, și primește practic lovitura asta acum. Deși își schimbase statutul. Are o vară după o vară, adică eu au avut o continuitate fantastică, adică Corvinul, eu mă aduc aminte de pe vremea lui Nea Mircea, când au avut și atunci o euforie foarte bună și cu jucători care au dat pentru echipa națională, a urmat acum o serie, niște ani care au promovat din Liga 3 până în Liga 2, să zic așa, și acum toată lumea, pe toată lumea ne-a surprins. Câștigarea Cupei României, ceea ce exact, adică să joci mare, da, contra Galațiului, nu? Să câștigi cu, da, da, cu echipă scos pe CFR 4-0 în sfertul. Adică l-a dat afară pe Mutu, pare mi se, da, nu, după meciul ăsta. Adică a făcut niște surprize fantastice. Te bucuri, adică e o emulație fantastică în jurul acestei echipe și dintr-o dată eu chiar speram și credeam că pot, și eu chiar discutam cu zilele trecute cu cineva, vis-a-vis de cineva are potențialul de a promova, eu am pus-o printre favorite știind că va avea drept de promovare. Acum chiar m-am surprins și pe mine și chiar îmi pare rău pentru ei, pentru că chiar au demonstrat un fotbal bun la nivel european. Dacă mi-am aduce aminte, 3-0 care l-au bătut pe vicecampioana Ungariei, pare mi se, nu? Și așa mai departe. Adică niciun meci nu s-au făcut de râs, să zic. Adică discutăm ultimul meci care, da, într-adevăr, au pierdut la scorul care l-au pierdut. Dar legile, nu știu, nu pot să discut eu acum despre ce legi sunt exact la federație sau cum se pune problema, dar chiar îmi pare foarte rău pentru Corvinul că nu au dreptul de promovare. Cosmin, cum vezi situația asta cu Corvinul, care a dansat o vară, practic, după care primește vestea asta azi? Vară, nu este nicio legătură între activitatea sportivă a acestui club și forma de organizare, care trebuie să respecte niște legi și niște reguli. Ce a făcut Corvinul? Putea să joace finala Europa League, nu are legătură. Nu asta a fost, nici măcar, nu asta a fost problema. De ce lăudăm noi Corvinul acum, din punct de vedere fotbalistic? Pentru că nu are nicio legătură cu subiectul. Lăudăm fotbalistic și discutăm altceva de... apreciabil, da, lăudabil, e frustrant. O pui într-un context anume. Nu are nicio legătură. Nu poți să faci abstracție în discuție, nu în luarea deciziei. Nu în luarea deciziei, asta spun. Eu spun de frustrarea oamenilor de acolo. Nu spun că este justificată pe acte și pe regulamente. Că și, cum să spun, impresia mea este că Federația a procedat corect respingând. Adică a urmat, inclusiv văzusem astăzi pe parcursul zilei niște ori de poziție ale primarului care erau dure mai degrabă la adresa cluburilor care au făcut acele contestații, nu la adresa Federației. Da, da, adică corect. Federația a luat decizia. Se pare că Federația a fost corectă până la capăt în punctul ăsta de... Ei nu știau ce urmează să se întâmple, Federația, sau cum? Nu. Ei nu știau că au forțat o ilegalitate, practic? Nu. Stai o secundă. Spune-mi. Dacă nu exista nicio contestație, ce era astăzi? Drept de promovare. Avea drept de promovare, da. Și dacă termina pe locul 1 sau 2, se duceau la TAS și câștigau într-o jumătate de oră. Nu te poți duce la TAS prima dată, trebuie să te duci la comisiile de aici. Te duceai la comisii și comisiile ziceau, da, domne, are drept că le-a dat drept Federația Română de Fotbal, bine, mergem la TAS. Da, mă, că toată lumea în Liga 2 știa că, în mod normal, Corvinul nu are drept de promovare pe mișculațiile astea pe care le-a încercat Federația Română de Fotbal, că nu pot să le spun altfel. Eu nu pot să-mi dau seama cum oamenii ăștia de la Federația Română de Fotbal au crezut că merge și așa. Și uite că am mers 3 zile. Ca să amâne etapele, etapele alea și să considere că, de fapt, Corvinul a început campionatul. Hai, mă, pe bune! Că nu trebuie să fii specialist, jurist. Nu știi că noi am discutat de emisiune. Ce Dumnezeu, dar se știe, toată lumea vorbea. Era clar. Eu mă mir că Federația Română de Fotbal a încercat să o împacheteze frumos. Mă, noi ne-am făcut treaba, noi am vrut să ajutăm, n-are nicio vină Corvinul, echipă bună, cu șanse de promovare, să încercăm să ajutăm Corvinul. Nu merge. Nu merge. Din păcate, după părerea mea, Federația Română de Fotbal s-a făcut de râs grav aici. Grav. Federația Română de Fotbal. Pe cine? Care a crezut vreo clipă că merge și așa. Când scrie clar, negru pe alb, trebuie să ai forma de organizare X, că e corect, că nu e corect, că e de drept public, că asta e altă discuție, la data începerii competiției, punct. Nu începem noi competiția cu Corvinul peste 3 săptămâni. Hai, mă, pe bune. Da, aici a fost interpretarea Federației. Hai, mă, pe bune. Că... Dar vreau să spun ceva. Tot rău cumva este spre bine. Pentru că exista varianta spre binele competiției, dacă vrei. Pentru că dacă astăzi nu se întâmpla ce s-a întâmplat, Corvinul trăia cu impresia că va promova. Și va juca să promoveze și făcea efortul. Nu trăia cu impresia, avea federații, da. Dar în realitate trăia cu impresia. Și se trezea după aia în luna mai, ne trezeam la TAS și iarăși o luam de la capăt și nu mai e Corvinul și aia de pe locul 3 și de pe locul 5 și așa mai departe. Adică dacă a fost să se rupe pisica în două, s-a rupt când trebuie. Corect, cinstit, îmi pare și mie rău, n-are rost să spun, nu spun acum ca să ne placă pe noi lumea, ce spunem. Adevărul și realitatea astea sunt. A fost un complex de împrejurări total nefericit. Nu și-a imaginat nimeni de la Corvinul că va juca în Cupele Europene și au avut de ales între a juca în Cupele Europene, după ce au câștigat cupa și a nu avea drept de promovare. Păi, aici e o altă... Sau, mai bine zis, a juca în Cupele Europene sau avea drept de promovare. Aici este o altă temă de discuție. De exemplu, după ce a luat cupa, de fapt, nu știu dacă atunci Corvinul ar fi știut următoarea situație clară. Dacă alegem să mergem în Europa, noi nu mai avem dreptul să promovăm nici în sezonul următor, sau ne schimbăm forma de organizare și dacă considerați club nou, nu mai putem participa în Europa, dar avem drept de promovare. Ce alegem? Dar Corvinul atunci n-a fost pus în situația asta. Dar nu oare cineva trebuia să le spună? Măi, oameni buni, trebuie să alegeți. Nu merge altfel. Ba da. Trebuie să alegeți. Așa e. Așa trebuia să le spună cineva. Ce crezi că ar fi ales? Nu știu, aici putem discuta până dimineața. Nu, da, evident că... Eu spun ce aș fi putut alege eu, că sigur... În mână n-ai nimic. Că nu înseamnă că promova Corvin. Nu le garanta nimeni primele 2 locuri sau primele 4 locuri. Nu, și dacă mergeai în Europa, ce-ți garanta? Păi nimic. mai degrabă, dar cineva șansele mai mari să promoveze și cinstit trebuia să le spună, băi, oameni, nu le puteți avea pe ambele. Indiferent ce am face, nu le puteți avea pe ambele. Asta era decizia corectă, stați la masă cu oamenii ăștia, faceți ce vreți, voi trebuie să decideți. Da, sau mai era o situație. Dar cineva cred că i-a păcălit, mai era o situație. Asta iasă din primul tur. Exact. Sau, da. Nu din primul tur nu puteau, că alunecau să joace doar 2 duble. Da. Deci pe ei i-a încurcat practic calificarea cu Pax. Dar și cineva cred că i-a păcălit. Intenționat sau nu, în necunoștință de cauză sau nu, le-a lăsat impresia că merge să joace și acolo și să aibă și drept de promovare. Poate au gândit exact cum au făcut federații. Poate le-a spus de la federație, pentru că ei au jucat în așa fel ca și când o să-i amânăm puțin și poate că putem promova. Dar stai, uite că nu știu cum e. S-au amânat primele 3 etape, n-au început competiția și atunci la început 100% nu le-au spus. Pentru că e o situație într-adevăr, o ciudățenie de situație, nedreaptă, frustrantă, cum vrei să-i spun. Dar n-avem ce face, trebuie să alegem cumva. Da, corect. De ce să ne păcălim și să vedem că merge și așa, când știm sigur că nu va merge și așa? Vreau să vedem un comunicat pe care Steaua, echipa din Liga Secundă, care este cumva în situația Corvinului, pentru că nici ea nu are drept de promovare. Este exact în situația Corvinului. Da. Nu, sau era, exact în sensul că la Corvinul a fost un context aparte cu... schimbarea statutului societății. Nici n-au drept de promovare, că nu sunt societate de drept privat. Bun, acesta este comunicatul celor de la Steaua, care spun așa. Fotbalul românesc riscă să-și piardă definitiv credibilitatea dacă analizăm cum a fost tratată câștigătoarea Cupei României, vorba de Corvinul. Este inadmisibil ca cineva să se joace cu trăirile suporterilor, dar mai ales cu soarta unei echipe de tradiție. Și toate acestea pentru că avem și se insistă cu o lege și un regulament de licențiere discriminatorii. Legea se referă la legea sportului aici. Este incredibil ca o echipă să poată evolua în cupele europene, cazul Corvinului, și în același timp să nu aibă drept de a participa în Superliga. Adevărul că e, dar e explicabil și aici, imediat. Este o situație la limita penibilului, se scrie în comunicat, și nu putem înțelege de ce cluburile nu sunt tratate cu aceeași unitate de măsură. Cum am spus în nenumărate ocazii, meritul sportiv trebuie să primeze. Mă rog, să spune că Steaua a fost blocată timp de 2 sezoane, apoi în final, având în vedere cele prezentate, dar și litigiile existente, considerăm că toate echipele care au luat startul în actuala ediție a Ligii Secunde au dreptul de a promova, exclusiv pe criteriul meritului sportiv. Chestiunea asta, și dacă vrea Federația, nu poate să o facă, care însemna să încalce legea, legea statului, nu așa. Eu am mai explicat, e ca și cum Federația mâine vine și spune, vrem noi să decidem ca toate cluburile de fotbal să nu mai plătească impozit. Că așa vrea Federația. Exact așa ar însemna și aici. Nu mai țineți cont de legea sportului, că noi, Federația, spunem, toată lumea are drept de promovare. A, și mai scrie aici în comunicat, dacă îl putem da din nou în final, să aibă dreptul de a promova toate echipele, exclusiv pe criteriul meritului sportiv, așa cum se procedează în toate celelalte competiții organizate de federațiile sportive naționale. Atenție, diferența aici. La fotbal este ligă profesionistă. Și asta specifică și legea sportului. Că multă lume spune cum e posibil că o echipă a primăriei la handbal, CSM București, că e la îndemână, să joace în prima ligă de handbal. Să aibă drept să joace. Da, să aibă. Nu este o ligă profesionistă. A fost și la handbal o ligă profesionistă și a fost ligă profesionistă. A fost? Da, 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 a fost. Iar a fost dedul președinte. Ok, la fotbal este ligă profesionistă. Și legea sportului prevede chestiunea asta. Se schimbă legea sportului, nu mai contează drept public, drept privat. Legea sportului, niciun fel de problemă atunci, nu mai există problema asta. Într-adevăr, multă lume nu înțelege. Dumnezeu, poți juca în Cupele Europene, Steaua putea juca în Cupele Europene. Păi dacă câștiga Cupa României, juca în Cupele Europene, nu împiedica nimeni să joace în Cupele Europene. Așa cum s-a vorbit, că e unitate militară și așa mai departe. Așa cum, de exemplu, UEFA are niște reguli. E în sens invers cluburile care sunt în insolvență. Dinamo, cel mai bun exemplu, da? Participă în campionatul nostru, da? Poate juca în play-off, poate câștiga Cupa. Dar, stop. UEFA zice că așa e legea lor. Și atunci legea celui care organizează competiții. Da, Bogdan Apostu este împreună cu noi. Bogdan, bună seara! Bună seara! Care a fost sentimentul pe care l-ai trăit în momentul în care ai auzit știrea asta din partea Federației? Corvinul nu are dreptul să promoveze. A fost un amalgam de sentimente. Principalul sentiment care m-a încercat a fost acela de frustrare. Mai degrabă ca suporter al fotbalului românesc, nu atât de mult ca om care este implicat în tot ceea ce a însemnat fenomenul Corvinul Hunedoara în ultimii ani, dar eu cred că e o decizie nedreaptă, care nu are nicio legătură cu realitatea și nici măcar cu regulamentele, fiindcă, atenție, lumea trebuie să înțeleagă faptul că Hunedoara și Corvinul nu doar că nu au încălcat niciun regulament, ba mai mult au respectat ad literam toate regulamentele federale. Ai ceva să le reproșești celor 4 cluburi care au depus contestație la decizia aceasta să-i se accepte acele acte Corvinului? E vorba de CXR, da, FCU Craiova, Voluntari și FC Argeș? Eu nu sunt în măsură să le reproșez. Sunt agențifa până la urmă. Dar nu e corect față de celelalte competitoare. Am văzut inclusiv declarația domnului Mititelu, care vrea să creadă că e specialist și pricepe și cunoaște foarte bine regulamentele, dar e într-o mare necunoștință de cauză. Corvinul nu poate dispărea, Corvinul continuă pentru simplu motiv că toate deciziile Consiliului Local de cesionarea numelui și a palmaresului de la entitatea de drept public către entitatea de drept privat își produceau efecte numai în cazul în care Comitetul Executiv ar fi aprobat lucrul acesta. Deci, practic, nu s-a perfectat niciun transfer, deși ele erau pregătite fizic și ar fi durat o oră să se facă acest transfer fizic de la vechea entitate la noua entitate, dar practic se continuă pe vechea entitate de drept privat, atât și nimic altceva, ca să clarificăm și lucrurile. Ok, pe asta era următoarea întrebare, dar mă interesează de ce în nou campionat Corvinul nu merge pe societatea de drept public și merge tot pe societatea de drept privat. Federația nu aprobă această schimbare. S-ar fi dorit de către municipalitatea acest lucru, deoarece toate demersurile legale au fost îndeplinite. Din păcate, Federația Română de Fotbal consideră că în momentul în care treci la o entitate de drept privat este echivalent cu momentul în care ai oficial dreptul de promovare. A, am înțeles acum. Practic, nu poți să evoluezi cu o entitate de drept privat fără a avea drept de promovare. Gata, am plecat. Bogdane, scuză-mă, deci voi considerați că vi s-a făcut o nedreptate. Voi considerați că ați respectat toate... Ok, lasă-mă puțin ca să înțelegem și noi. Voi ați respectat toate regulile și regulamentele și vă considerați nedreptățiți, corect? Te rog, termină-ți ideea, că nu... Asta era întrebarea următoare. Da, înseamnă că veți câștiga la TAS. Indiferent dacă vei câștiga, câștigam și la comisiile federale din România. Problema e alta și aș vrea să înțeleagă toată lumea. Problema nu este de legalitate, problema este de timp, iar cele 4 cluburi sau câte au fost ele care au depus această contestație știau foarte bine lucrul acesta. În ce sens? Și la comisiile federale din România s-ar fi câștigat fără probleme. Le-ar fi respins aceste contestații tuturor pentru că Hunedoara este în legalitate și cluburile respective știu lucrul acesta, dar orice decizie este atacabilă în termen de 5 zile. Atenție, da? Azi era ultima zi în care se putea ataca. Acesta este regulamentul. În momentul în care face o contestație, ea trebuie judecată. Iar asta se bate cap în cap cu un alt paragraf care spune că toate documentele trebuie depuse înainte de începerea sezonului. Iar Corvinul a început deja sezonul astăzi, apropo, a câștigat cu 3-0 deplasare pe terenul Pandurilor în Cupa României, prima restanță pe care a avut-o, deci a început sezonul și nu mai putea fi amânat niciun meci. După cum probabil bine știți, s-au amânat deja Corvinului 3 meciuri în campionat, iar meciul din Cupa României de astăzi nu mai putea fi amânat sub nicio formă, deoarece săptămâna viitoare este o altă etapă de cupă, după care urmează etapele de campionat și așa mai departe. Deci, practic, PRP-ul, care cred eu că nu este vinovată în această speță, s-a aflat în imposibilitatea de a judeca, din punct de vedere al timpului, efectiv, fizic, de a judeca aceste contestații. Și atunci s-a ajuns în situația în care Corvinul ar trebui să înceapă campionatul astăzi, începând campionatul implicit, nu mai cum să te întorci decât în sezonul următor competițional de la un club de drept public la un club de drept privat. Sper că a fost suficient de clar. Gata, nu, acum am înțeles. Practic a fost o chestiune de timp. S-ar fi câștigat, mai e o chestiune, s-ar fi câștigat cu certitudine într-o primă instanță, dar și acea instanță era atacabilă, iar oricine voia să meargă din rea voință până la capăt, făcea recursul, orice finalitate ar fi avut, s-ar fi putut ataca la TAS și așa mai departe. Ar fi fost o acțiune care putea fi împinsă până la 6 luni. Era imposibil să-i amâne cineva meciurile Corvinului 6 luni. Corect. Spunem că noi discutam aici în platou. Dacă ați fi știut după ce s-a câștigat Cupa României, cele două variante clare, dacă alegem să mergem în Europa și ne și calificăm, pentru că asta a fost de fapt problema, nu vom avea drept de promovare, sau nu mergem în Europa sau, mă rog, nu câștigăm nicio dublă, avem drept de promovare. Ce ar fi ales Corvinul? Repet, în situația în care ar fi știut în mod clar că doar variantele astea două sunt pe masă. Nu știu. Asta e un exercițiu de imaginație, o variantă ipotetică. Sigur. După cum probabil bine știți și dumneavoastră, a apărut în mass media de atâtea ori, toată lumea, inclusiv Federația Română de Fotbal, a confirmat de-a lungul acestor luni faptul că Hunedoara va putea să schimbe statutul după ieșirea din Europa, deci practic s-a mers în paralel. Pe de altă parte însă, nu cred că nu aveam dreptul să le luăm oamenilor bucuria aceasta imensă, că parcursul Corvinului în Europa a fost ceva unic. Corvinul a atras 7, 8, 10.000 de oameni în deplasare la fiecare meci de pe teren propriu. Nu știu câte echipe din România pot să aducă atâția oameni pe un teren străin. Atenție, pentru că Hunedoara nu a jucat niciun meci acasă în Cupele Europene, știți lucrul ăsta. Cel mai puțin au fost 7.800 de oameni, iar la primul meci a fost aproape plin. Deci între 7 și 11.000 de spectatori a atras Corvinul în deplasare. Nu e tocmai simplu. E o poveste frumoasă a fotbal românesc și nu doar băieții ăștia minunați care au scris-o meritau să joace acolo, dar și toate miile, zecile de mii de suporteri. Și aș îndrăzni să spun că după acest parcurs european, sutele de mii de suporteri care îndrăgesc Corvinul pentru că le-a arătat oamenilor bucuria fotbalului. Asta este mai presus decât orice nemernicie de moment sau una. Bănuiesc că investițiile acolo vor continua și nu sunt puse în pericol de decizia de astăzi, care practic amână cu 2 ani o eventuală promovare a Corvinului. Cel puțin 2 ani. Asta în condițiile care Corvinul astăzi ar trebui să se afle la a 4-a etapă în Liga 1. Da. Din punct de vedere sportiv, Corvinul a promovat deja, domnilor, în prima ligă și totuși, după ce a promovat și nu are dreptul să promoveze, dar poate juca în cupele europene, se poate duela cu toate echipele respective, Corvinul e un club profesionist din toate punctele de vedere. Plătește contracte profesioniste, se comportă ca un club profesionist, a jucat cu echipe profesioniste cu bugete mult mai mari decât campioanele României și le-a ținut piept. Deci e doar o, nu știu, o lacună regulamentară care împiedică Corvinul să joace azi în Liga 1. E frustrant, firește, și cea mai mare, nu știu, cel mai greu de realizat în momentul ăsta va fi motivarea asta mentală a jucătorilor, pentru că sunt niște copii acolo, unii dintre ei intră în al patrulea an de când am început acest proiect, începe al patrulea sezon, de când a venit Max acolo, practic de când am venit noi la echipă și ne-am implicat în ceea ce privește partea sportivă și nu e ușor, nu e ușor de gestionat. Ce să le mai spunem? E al patrulea an, ei au promovat deja în Liga 1, ne-am întors în Liga 2, din păcate, fără să fie vina lor. Și avem în față un nou sezon în care Corvinul nu poate promova. Bogdane, da, iartă-mă că spun, Bogdane, asta este treaba de management, nu este treaba jucătorilor. Știu că ești implicat în proiectul ăsta, voi trebuia să știți de la început. Tu trebuie să știi și știi bine și vorbești foarte bine și încerci să spui lucrurilor pe nume. Adevărul că legea e corectă, că legea e incorectă, că e frustrantă, este o lege care trebuie respectată. Nu încerca să mai... Hai să vorbim juridică, eu te rog foarte bine. Te rog. Cum îmi explici că din punct de vedere legal Corvinul a deprins toate demersurile legale pentru a avea drept de promovare și nu este lăsată? Ai spus că e vorba de legi, de regulament legal. Bogdan, a început competiția când a început? Legal. Când a început competiția? Ascultă-mă puțin. Te rog. Cunoști partea juridică. Un act adițional semnat ulterior unui contract face parte integrantă dintr-un contract. Ok, da, sigur. Principiu. O hotărâre a Comitetului Executiv a Federației Române de Fotbal bate în orice moment un regulament stabilit tot de Comitetul Executiv al aceluiași for. E foarte simplu. Și atunci de ce l-a schimbat astăzi? Când a început campionatul? Astăzi a început campionatul pentru Corvinul. Să ne ierte pe noi, oamenii, că s-a calificat Corvinul în Europa și a trecut și de vicecampioana Ungariei și a câștigat Cupa României. Dacă asta e culpa principală și de asta nu e lăsată Corvinul să promoveze, atunci e vina noastră. Ne cerem scuze. Da, dar pe de altă parte că spuneai tu că jucătorii, unii dintre ei sunt la al treilea sau la al patrulea an și că Corvinul a fost... O secundă! Da, nu, o secundă, că spuneai Corvinul pe locul pe care l-a ocupat în Liga Secunde merita să promoveze. Până la urmă, totuși, când un club de fotbal este înființat ca o societate de drept public, își asumă de la început forma asta de organizare și știe, adică nu face chestiunea asta și peste 3 ani zice ia uite, nu ne lasă legea sportului să promovăm că suntem de drept public și Vreau să-mi răspundeți voi fără să jignesc pe cineva de la voluntari. Cam câți sponsori are voluntari și câți bani privați vin la voluntari? Cam câți bani vin publici? Bogdan, vrei să spun ceva? Nu e diferență mare între ce formă, adică ce se întâmplă ca finanțare la Corvinul și la voluntari. Sunt total de acord, dar era o întrebare retorică, știți și voi răspunsul. Ok, și dacă ce, dacă vin... e o echipă de drept privat, da, înseamnă că o hârtie face diferență. Asta e altă discuție, că și la Argeș a fost, la Pitești a fost aceeași chestiune. Eu am dat exemplu, foaia asta se pune invers și gata, am rezolvat societatea de drept public, societatea de drept privat. Da, corect. Da, dar nu asta e de discuție aici. Am citit că a primit 2 milioane de euro fonduri nerambursabile pe legea sportului de la primărie pentru sezonul acesta. Cine? Da? Adică Universitatea Cluj, bani publici, da? Da. Apare pe da, evident. Dar nu e o problemă asta, să nu înțelegeți greșit. Doamne, sportul trebuie susținut. Dar nu e neapărat o echitate. Iar dacă ar fi fost culpa Corvinului, știți când ar fi fost culpa Corvinului? Când Corvinul nu ar fi putut să schimbe statutul, nu s-ar fi încadrat în anumite termene. Dar ce trebuia să facă Corvinul dacă a câștigat sportiv Cupa României și tot sportiv a eliminat vicecampioana Ungariei? Ce trebuia să facă să... În momentul, Corvinul a evoluat în Europa pe un anumit cis. A primit dreptul de participare în Cupele Europene pe entitatea de drept public. E foarte clar. În orice secundă schimbai această entitate, îți pierdeai dreptul de a participa în Cupele Europene. Da. Ce trebuia să facă? A fost practic între Ciocan și Nicovală în toate momentele. A fost eliminată de Astana miercuri seară din Europa. Joi dimineață s-au depus toate documentele la Federație conform hotărârii Comitetului Executiv. Unde este vina? Cu ce a greșit municipalitatea, clubul, managementul? Cu ce e greșit? Că noi, practic, în Europa, îmi place să spun, am fost cumva cu căruța pe autostradă. Cam asta a făcut Corvinul. Bogdane, ar trebui să vă luptați până în pânzele albe, la toate comisiile, la toate tribunalele, dacă sunteți cu dreptatea în mână, indiferent că a început campionatul, indiferent că durează 5 zile, 6 luni, trebuie să vă luptați cu dreptatea în mână. Eu, personal, nu știu, m-aș lupta până în pânzele albe. Nu mă interesează că a început campionatul, o să vină decizia de la TAS, a început campionatul, da. Nu contează. Corvinul are drept de promovare. La revedere. Dacă tu susții, așa cum susții aici și ai toate argumentele, că ați făcut totul corect. Un club de drept public nu poate promova în final. Da. Dar poate juca în Cupele Europene. Da, păi, dar eu am dat exemplu și în cealaltă direcție. Un club aflat în insolvență poate juca la noi în campionat, dar UEFA nu te primește în competițiile europene. Ca să dăm un exemplu și... Oameni buni, schimbați legea, asta e altă discuție. Este o lege pe care Federația Română este obligată să o respecte. Nu e un regulament, nu vine de Comitetul Executiv, este o lege. Bună, rea, oameni care sunteți în situația asta, trebuie să faceți ceva. Cum încearcă să facă Steaua, desigur, dar nu reușește. Mă rog, se încearcă, din ce știu eu, de câțiva ani de zile să schimbe legea asta și nu s-a reușit. Nu știu, pe mine nu mă depășește. Eu sunt implicat în partea sportivă, dar faptul că am fost implicat la Corvinul m-a făcut să studiez, să mă aplec asupra regulamentelor în vigoare și să înțeleg foarte bine mecanismul ăsta care, din punctul meu de vedere, repet, este o lacună mare și gravă a legii sportului. E o lege veche, undeva de prin 1998, ceva de genul ăsta, care n-are nicio legătură cu realitatea noastră actuală. Da. Bine, Bogdan, mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru dialog. Seară frumoasă. Numai bine. Seară bună. Și pe site-ul nostru, pe primasport.ro, puteți găsi alte reacții vehemente, dure, în urma acestei decizii pe care a primit-o astăzi Corvinul de a nu avea dreptul să promoveze la finalul campionatului de Ligă Secundă. Bun, ne oprim pentru o scurtă pauză comercială, ne întoarcem, o să vedem 11-ele de start al FCSB-ului, să vedeți surprinzătoare câteva surprize în echipa lui Charalambous și Pintilii și de asemenea o să vorbim și despre CFR Pafos pe care îl transmitem de la 20:30 în direct. Am revenit în studio, alături de mine în continuare Marius Baciu și Cosmin Băleanu. Spuneam, FCSB joacă în deplasare cu LASK Linz, ora de start 20, CFR joacă pe teren propriu în Conference cu Pafos de la 20:30 în direct pe Primasport 1. Vedem distribuția de start a FCSB-ului. Să vedem ce au ales Charalambous, Pintilii. Așa arată echipa, cu Miculescu și Popa în același timp în teren. Da, interesant. Tănase nu e titular, Octavian Popescu nu e titular, ca să mă refer la jucătorii care totuși au revenit. Fie revenit după accidentări, da, fie după accidentare, fie, mă rog, au fost transferați recent. Ștefănescu nu joacă, Alexandru pierde primul 11. Cam asta ar fi, să spun așa. Apărarea. Da. Apărarea e tip. Păi asta zic, nu e nimic schimbat. Acolo e Juma, să zici. Nu e nevoie de jucătorul 21, dovadă că FCSB nici nu apelează la jucătorul 21. Dar cred că e primul 11 care e cel mai potrivit la ora actuală. Acum, nu văd o surpriză, să zic, că a apărut acum, că nu joacă, știu eu. Pentru mine e surprinzător că totuși un jucător care e cumpărat cu 1,3 milioane, pentru piața internă este foarte mult, să ajungem la concluzia, sau cum spui tu, că e normal să fie rezervă. E normal, Dane, pentru că nu e neapărat pentru voi. Nu e neapărat să fie, nu știu, un băiat poate care are nevoie mai mult timp de acomodare, nu văd banii, adică salariul sau cât a dat pe el pentru a-l folosi în primul 11. Pentru că ei trebuie să bage jucătorii care sunt cei mai potriviți, cei mai în formă la ora meciului. Și eu cred că Miculescu e ok acolo, adică îl văd, chiar dacă a avut și el mult timp de acomodare, adică nu văd Băluță, iarăși eu nu l-am văzut extraordinar în meciurile trecute, dar îl preferă în fața lui Ștefănescu, da, care discutam. Alexandru nu știu care e situația, dar e Juma, a venit tot timpul cu un plus. A venit cu un plus și cred că e potrivit. Câteodată și cu minus. Câteodată și cu Cluj când a făcut penal. Șut. Na, vorbim de mijloc, care acolo văd eu schimbările. Popa, care l-așteptăm mai mult, să zic așa. Eu cred că echipa, la ce au jucat până acum și în campionat și Cupele Europene, eu văd echipa cea mai potrivită. Asta pe care acum au ales-o în seara asta. Da. Da? Interesant. Bun. FCSB, spuneam, e sigură de prezența măcar în Conference League, pe tabloul principal, dar poate ajunge în Europa League dacă o elimină pe LASK Linz. Ce diferențe sunt între cele două competiții? Ca să se întreabă foarte multă lume, de fapt, pentru ce joacă FCSB această dublă cu LASK Linz. Și vreau să vedem diferența de premii, da? Care este foarte, foarte importantă, că până la urmă, dincolo de glorie sportivă, la mijloc sunt bani. Și așa arată bonusurile din Europa League versus bonusurile din Conference League, cele două variante pe care le are FCSB, că una din două sigur va fi pentru campionat României. Prezența pe tabloul principal e diferență de 1,1 milioane. Asta e clară, adică din start. Da? Ok. Ce nu apare aici, pentru că este variabil, este cota de market pool. Asta depinde de ce face CFR Cluj. Dacă FCSB va fi în Europa League, nu contează, că ea întreaga cotă. Dacă ajunge în Conference FCSB și e și CFR, în parte. Sau, mă rog, da, nu ia întreaga sumă. Dar acolo nu știu exact sumele care sunt, că UEFA nu le-a anunțat. După care, nu mi se par mari diferențe. 450.000 la victorie în Europa League, 400.000 Conference League, 150.000 cu 133. Sunt sumele duble, uite-te și tu la locurile pe care termin. Să înțeleagă lumea că și aici, ca și la Liga Campionilor, se trece la un singur campionat, da, nu mai sunt grupe și mai departe. Aici, dacă termin locurile 1-8, ai 1.200.000, în partea altă 2.400.000 aproape. Păi da, dar știi unde ajungem după aia, la ce discuție ajungem? Unde e mai ușor să prinzi locurile alea? Păi stai că e foarte important, așa pe hârtie sună bine, 1 milion în plus, dar ajungi să iei? Dar ceva îmi scapă. Ce? Spune-mi. Păi și locul 1-8 are 2.300.000 și locul 9-16 tot 2.300.000? Da. Păi locurile 9-16, cele care cu calificare în optime, că treci și de play-off-ul ăla după ce joci. Înțelegi? Da, normal că ajungi cu aceiași bani. Cine, da, echipele alea se duc direct. Locurile 9-16 care câștigă play-off-ul. Care câștigă, așa, exact. Da. Că altfel nu avea logic locul 9-8 aceiași bani cu 9-16. Da. Pentru că ajungem la următoarea și am extras, evident, pe o, cum să spun, pe o tragere virtuală, că nu știm numele tuturor echipelor care sunt, dar cele care sunt favorite. Cum ar arăta traseul cel mai greu, Europa League versus Conferenții, după care traseul cel mai ușor, ca să-ți dai seama dacă poți să ajungi la banii aia, că așa pe hârtie ei sunt bani. Corect. Hai să vedem. Traseul greu. Repet, pe ce sunt în moment? Sigură la noi Champions League, din Europa League? Sigur nu-i Champions League. Arată de Champions League acolo. Păi, câte puncte faci cu echipe, cu cele 8 meciuri în Europa League? După, așa, ce estimăm? Din Europa League? Da. 0. Indiferent de joci meciul. Cum, 0? Pe cine bați? Poate pe Dinamo Kiev, că să faci ceva, că joacă pe teren neutru și cum? Nu, că cu unele, cu 4 joci acasă, cu 4 în deplasare. Bine, hai, mă, Doamne, ce Dumnezeu vorbim, nu e un punct cu nimeni. Păi vezi, și atunci tu te uitai la alea, știu, la sumele alea. E adevărat că ai ales varianta cea mai... puțin, că așa trebuie să compari. Vezi că nici cu alea din dreapta nu știu câte puncte ei. Păi Chelsea, Lens... Lasă-le pe alea, că alea vin din Anglia. Și presupunând că astea care sunt, așa să zicem, cât de cât accesibile, sunt acasă. Păi nu, atenție cum se face. Atenție cum se face. Da. De exemplu, United și Roma sunt adversare din prima urnă. Nu poți să joci cu amândouă afară sau cu amândouă acasă. Trebuie să joci cu una acasă, una deplasare. La fel, Lyon-Fenerbahce, una acasă, una deplasare. Și în partea altă, la fel, de exemplu, Bașca, Topola și Erzborg, cu una dintre ele sigur joci acasă. Ghirmaraes și Cerclivuș, cu una dintre ele sigur acasă. Din fiecare urnă, cu una joci acasă, cu una joci deplasare. Și vedem și un traseu care ar fi cel mai simplu din cele două competiții. Hai de mine, hai mă că ai greșit acolo, nu greșeală, omul. Numai genul de echipe. E greșeală la Europa League acolo. În dreapta de la HJK în jos, totuși, poți să faci. Vezi că de la HJK în jos deja ai pus-o alea ce erau mai sus 6 greuțe, primele 3 de aici greuțe și rămân 3 accesibile, da, cu astea da. Adică aici în Conference League, dacă prinzi traseul ăsta, dacă nu faci 9, 8, 9, 10 puncte, n-ai avea voie, totuși. Păi, ce naiba, joci cu Islanda, cu Moldova, cu Țara Galilor, pe cine vrei să joci până la urmă? Pe tabloul principal, astea sunt echipe de tururi preliminare, totuși. Și atunci, vezi, ajungem acolo la bani, că poate faci mai mulți bani. Dar și atunci de ce vrei să mergi la Liga Campionilor? Ca să luăm potul de intrare. Că după aia nu avem nicio treabă cu nimic. Acolo e altceva. Nu avem nicio treabă cu nimic. Acolo e potul, exact. Păi nu, dar după aia nu faci un punct. Păi nu faci, acolo mai faci multe încasări pentru că aduci la București pe City, Real Madrid. Dar și aici contează Europa League, pentru că tot același lucru faci încasări. Dacă îți vine o echipă, vorbești de Ajax, vorbești de Legia Varșovia. Poți să faci o rețetă bună? Faci, să spunem că joci primul meci cu United. Corect. Faci rețetă bună. Dar dacă tu ai meciul 8 cu United și, ai 0 puncte și nu mai ai nicio șansă, eu mă îndoiesc că tu faci rețetă foarte... Nu faci. Corect. Totuși românul nu merge la stadion ca englezul să știe că e meci, merge la stadion. Merge în funcție de miză, adversar, dacă echipa lui e în formă. Așa e construit. Așa e mentalitatea noastră. Da. Cam astea sunt variantele pentru FCSB între Europa League și Conference League. Există, după cum ați văzut, o diferență importantă în Conference, în două meciuri mai puține. 6 în loc de 8. 6 cu 8. Da. dincolo de, mă rog, alte lucruri. L-ați văzut și pe Charalambous, a vorbit ieri în conferința de presă, pe masă o să vedeți un coș cu pâine, bere, mă rog, alte lucruri, partenerii celor de la LASK Linz, dar, mă rog, n-am mai văzut până acum o conferință de presă la un meci de fotbal în care să fie un coș de pâine, evident, făcând reclamă la produse de panificație. We know that these kind of games and in this level we have to face clubs like LASK that they are in high level, and we know that we have to suffer a lot in these games and to give our 100% in order to make a good result that will help us for the next game that we have in 1 week. Who will pass to the next round will be decided next week in Bucharest. We know it will be hard. And we are here to fight, to run a lot and to give our everything in order to take a good result, because for sure our target is to pass to the next round. I believe a lot on my players. We have also a very good squad, and I think that these kind of games are decided only with small details. Florin is a player, you know, with a lot of experience, with a lot of quality. I said also last week that he is not yet 100% ready, but he's improving day by day, and we are very happy to have Tanase in the squad, and for sure I'm 100% sure that he will help us. The coach of LASK told us earlier today that he doesn't believe that God can help in a football game. Do you still believe that maybe FCSB can have God on their side for these games? He don't think that God can help. Yeah. Without God, I don't go nowhere. The God, it's my guideline. So I don't like to speak about this kind of things. But the only thing I can say is that my guideline in life is only God. We have fans all over. I saw also when we played in Hungary, when we played in Prague, and when we just arrived in the airport, the guys that were working at the airport were Romanians supporting the team. So our club is a big club. We have fans all over. So I hope tomorrow to make them happy. And I'm sure that they will come to support the team as much tickets as we have. Whatever is the result tomorrow, I believe it will not decide the team that who will pass to the next round. The team that will pass to the next round, I believe, will be decided next week in Bucharest. Bun, l-am urmărit pe Charalambous, o informație pe care o primesc de acolo, de la fața locului din Austria, că portarul titular al celor de la LASK Linz, care fusese anunțat, a ieșit la încălzire, s-a accidentat la încălzire. Și că n-ar juca. E un avantaj. Nu prea am auzit de portar la încălzire, așa de jucători am mai auzit. Se întâmplă orice. Se poate, da, dar mai rar, de mai rar. Ziceam, ca idee. Bun, CFR Cluj Pafos, 20-30, se joacă în Gruia. Miza este calificarea pe tabloul principal în Conference League. CFR a fost în mulți ani de când a ieșit din insolvență și a fost preluată de Varga în grupele competițiilor europene. A avut încasări bune, de adevărat n-a ajuns în Champions League. A jucat un play-off de Champions League, dar a fost în multe ediții. Acum încearcă să ajungă în Conference League. Adversarul, mă puteam să zic la îndemână, dar poate mă ceartă Petrescu după ce am auzit aseară. Te ceartă sigur, dar vedem peste 2 ore. Vedem peste 2 ore, da. Peste 2 ore și săptămâna viitoare, totuși. Da. Și nu mai e Muhar, nu? Muhar nu mai e. A fost anunțat oficial plecat în Arabia Saudită. Echipa nu spun că nu are nicio relevanță. E cu al. Da, e cu al. Da. E cu al. Pe ca și cum ar fi FC, da, la noi. Nu, nu e. Nu, da. Zic așa da, ca da, idee, da. Haideți să vedem, am văzut imagini în Gruia, să vedem distribuția de start. Să vedem ce a ales Dan Petrescu, care vine după o săptămână nu liberă, dar fără meci. Fără meci, și-a amânat, da, și-a amânat deplasarea, meciul de la Galați. Da, și practic Popa în poartă. Popa în poartă, acum am Popa în poartă, important, da. Păi nu, mă, la revedere, gata, nu mai ce să mai... Și CFR ca și FCSB fără jucătorul 21. Da, da. Bine, da? Acum e scuza cu portarul că a plecat și s-a accidentat și Ilie. Matei Ilie. Nu, dar zic așa. Da, că... bine, dacă nu era accidentat, nu era pe teren. Da. Și nu joacă Luis Munteanu titular, că el ar fi de regulă. Deci da. El păi cu el o să-mi ducă regulă. Da, da. Că n-au prea bine. Dar este foarte interesant de văzut Popa. Pentru că el a apărat bine la Voluntari, dar pleacă și nu apără deloc în Italia. Da, și acum se întoarce. Ce impresie îți lasă echipa de start? Cu Corența stânga în atac, cu Deac, mă rog, cu Camora, cei trei la mijloc, Taxidis, Keita, Artean, care par să fie jucătorii de bază, sunt jucătorii cu cea mai bună experiență, adică marșează foarte mult experiența jucătorilor, chiar cu Birligea preferă în locul lui Zmuntanu, care, cum ziceai înainte, a dat bani foarte mult și pe el, nu? E un decalaj de integrare, de poate și de nivel fizic. Corect, dar totuși a dat 2 goluri, să ne aducem aminte, la ultimul meci de campionat. Cu Slobozia. Cu Slobozia, da. 2 goluri, pentru că cad e foarte important, da. Popa dă mai greu, nu? Din coace la FCSB. Da, apropo de asta, tu îi vezi complementar, adică crezi că pot fi folosiți în același timp sau doar Bârligea, sau unul dintre Bârligea și Elis Munteanu? Sincer, mie îmi place foarte mult Bârligea, mie personal. Îmi place incisivitatea lui, agresivitate, bătăios. Nu e el atât de un marcator ca lui Munteanu, dar eu cred că are posibilitatea să joace cu ambii, că nu au ce face. Nu cred eu că îl scoate pe Bârligea pentru a-l băga pe Munteanu. Nu cred că nu va găsi o soluție să joace amândoi, da. Cam asta e, nici mare U21 și dincoace a dat o grămadă de bani. E un avantaj mare pentru Luis Munteanu și atunci va joace, pe de altă parte să-l ține. Dar n-a mai jucat cu 4-4, a mai jucat în sistemul de 4-4-2. Deci se poate întâmpla să schimbe cumva sistemul, să îi putem vedea pe ambii atacanți. Pentru că Bârligea e un jucător care își face un efort ca jumătate de echipă. Da, dar trebuie să scoată pe cineva de acolo. Trebuie să scoată pe cineva de acolo. Cum va trebui să facă treaba asta dacă nu cumva, că mă și gândeam dacă nu cumva. Bine, de ce l-a mai adus pe Popa? Poate juca în poartă cu Hindrick, care ne plinește și vârsta. Da, numai că știi care e problema aici? Era când jucai cu Sava, se întâmpla ceva cu Sava, intra Hindrick. Da. Când joci cu Hindrick și se întâmplă ceva cu Hindrick, tu trebuie să faci 2 schimbări. 2 schimbări. Că-ți intră Popa, după care exact, trebuie să faci... E un pic mai... Să ți se întâmple ceva cu portarul, cum spuneai mai devreme, e o raritate. Adică portarul, în general... Rare ori se întâmplă să... Da, știi, am văzut ieri în același meci sau accident. Da, o secundă, numai că totuși avându-l pe Luis Munteanu, e puțin probabil că Dan Petrescu să gândească hai să-l bag pe Hindrick ca să ce? Să-l scop pe Luis Munteanu, că e oricum jocul lui Munteanu. Aici e... Acum dacă poate juca sau nu 90 de minute Luis Munteanu. Acum depinde și de ce încredere are în portar. Și cum va arăta el. Cum va arăta el, până la urmă. Poate chiar merită să joace. Deci cam aici e situația. Dar... Astăzi, ce vedem aici, echipa experimentată, echipa cum îi place, Dan Petrescu, de Bârligea, Corința câți ani are? Nici el nu e, cred că... În rest, sunt numai jucători cu experiență, mare, lăsând portarul, da, că nici el e mai... experiență, vrem să zicem un pic vârstă, știi, da? Păi, automat, da, asta înseamnă. Seniori. Bun, haideți să-l ascultăm și pe... La mine am în câțiva ani, zicem, care experiență la 20 de ani. Să-l ascultăm și pe Cristi Balaș, vorbind despre acest meci, această încercare a CFR-ului de a ajunge din nou pe tabloul principal al unei competiții europene. Cristi Balaș, președintele CFR. Bună seara, domnule președinte! Ultimul pas înainte totuși de o calificare într-o fază principală a competiției europene. Cum așteptați acest duel? La ce vă așteptați de la acest duel și mai ales cel din această seară? Autodepășire și spirit, pentru că dacă nu vom avea atitudine, vom avea de suferit. Întâlnim o echipă bună, dar... Am încredere în jucătorii noștri, avem și noi jucători de calitate, jucători componența ai loturilor naționale din diferite țări și atunci trebuie să demonstrăm că merită să joace atât la echipele naționale cât și la CFR Cluj. Aș vrea să vă întreb puțin și foarte pragmatic dacă o calificare în faza principală Conference League ar aduce bugetul CFR-ului pe plus, adică ar genera deja profit strict vorbind doar de sezonul ăsta. Nu am făcut calculele pentru că pot să mai apară transferuri și atunci rămâne de văzut cum va arăta situația financiară la final. Da, sunt ceva probleme cu, mă rog, interviul cu Cristi Balaj. Important, ca să ne dăm seama de importanța meciului, este modul în care CFR a sacrificat competiția internă, așa cum a făcut-o și FCSB. E altă conjunctură. Pentru că FCSB, orice ar face, tot intră într-o competiție. În schimb, CFR-ul e altceva și sunt niște bani. Adică CFR-ul poate să piardă tot, da. CFR-ul poate să piardă tot. În schimb, FCSB-ul n-a sacrificat acum. Dar nu acum, a sacrificat atunci când aveau nevoie. Mai bine sacrificau tot acolo. Nu știau totuși ce... Deci, pentru CFR e o carte importantă astăzi. Adică Dubla asta. O miză importantă, o miză financiară. Da. 4-5 milioane trag în linie. Minim. Minim. Bine, trebuie să pui la socotele și niște cheltuieli la NEC. Acum te costă 100.000 de euro de pasare la unul. Sunt inclusiv când te duci la un meci intern, știi? Nu, cheltuieli sunt și atunci când joci acasă. Și acasă, da. Organizarea unui meci și acasă înseamnă cheltuieli. Chiar și când nu organizezi meci sunt cheltuieli. Da, mă. Și noi și când plecăm în concediu, dacă plecăm în concediu și dacă stăm acasă cheltuim niște bani, știi că... Luăm o scurtă pauză comercială, ne întoarcem și continuăm prefața acestui meci dintre CFR și Pafos, care va începe la ora 20:30 și pe care o să-l puteți urmări aici pe Prima Sport 1. Pafos a vrut să ia 2 jucători cu câte 2 milioane de la noi. Nu știu dacă e adevărat, că vorba lui meme. Ulterior, Pafos a transferat de 150.000, că dacă tu ai disponibil 4 milioane... Dar pe Muhar, cât a luat CFR Cluj? 1 milion? 1 milion? Sau 1 milion și înseamnă că a avut jucători peste Muhar, pe care nu i-a dat CFR-ul. Nu, aia sincer mă îndoiesc că s-a întâmplat așa, să cumpere Pafos cu 4 milioane. În general, Cipru e o destinație pentru străini, jucători, dar nu neapărat care să ajungă acolo pe bani, pe sume de transfer. Da. Se duc acolo pe primă de instalare și salarii bune. Salariul bunicel, viața dulce, cald. Speranța că prin doar altă țară, bani mai mulți. Cam asta e. Sau nu neapărat, de exemplu, din ce informații am, sau la final de carieră. Cam de la sursă, să spun, apropiată de jucători. Vlad Dragomir are 20.000 de euro net lunar la Pafos. Deci 240. Vezi că viața e puțin mai scumpă în Cipru decât în România, dar 20.000 totuși. E asta e salariu. Acum cu juca pe prime, că o avea bonusul de performanțe. E bine, da. E bine. Dar 20.000 ca să trăiești în Cipru, să zicem, cu același nivel de trai având în România, cheltui mai mult. Mie mi se pare salariul mare. Mare, da. Da. Și mie mi se pare salariul mare. Serios? Da. La nivel de Liga 2 din Germania, de Franța. Da. Nu? Și mă îndoiesc că totuși Dragomir câștigă cel mai bine de la Pafos. Nu cred. Ar fi și de 25.000, da. Chiar mai mult. Petrescu spunea 700, 800. Bă, dacă asta e o metodă să-ți motivezi jucătorii. Numai dacă, cum zice Pandi, mă, la un moment dat nu te și sperii și începi și tu să crezi jucători ce spune. Ba da, și asta se poate întâmpla. Asta e puțin că știați mai. Hai să vedem cadrul pe care îl vedem și aici în platou, cu imaginea generală de la Cluj, că spune și chestiunea asta multe. Câte minute mai se până începe meciul? Exact. Mai puțin de un sfert de oră, 13 minute. Ok. Tribunele goale. Cum poate fi explicată chestiunea asta? Un baraj de Cupa Europeană. Decisiv. Da. Încă o dată se dovedește că Clujul, echipa faniona orașului. Cât ar câștiga? Pentru că ce ar mai trebui să facă? Știi, nu știu. Că am văzut și Universitatea Cluj. Nu, da. Cine a jucat acum, a bătut clar acasă stadionul gol cu șef și gol. Venind Universitatea Cluj după victorie cu CFR Cluj în deplasare. Da. Și fiind sus în deplasare. Gol. Da. Bine. Hai, mă, să zicem că e perioada de vacanțe. Asta, hai să zicem că vedem ce la tribuna întâi. Aici cred că sunt mai mulți. Nu, din păcate. Vă spun. Dar oricum asta e normalitatea. Hai să vedem. Adică dacă ar fi fost stadionul plin, mă miram. Mă miram dacă era stadionul. De ce nu e asta? Adică e trist, asta este realitatea, pentru că vă spuneam mai devreme care este obișnuința suporterilor români. Dacă astăzi se juca baraj CFR AS Roma, cum era stadionul? Full. Oh, plin. Plin, nu? De ce? Doar pentru că vine o echipă mare. Deci tu practic vii pentru ce vii la meci? Nu, dar dacă se juca CFR Cluj cu Dinamo, era mai multă lume în campionat? Bineînțeles, cum să nu. Bine, că erau și dinamoviști, dar vreau să zic cu Craiova. Asta este. Da, pentru că am mai dat exemplu și la FCSB, am și scris pe subiectul ăsta. FCSB Faru versus FCSB Sparta Praga. 30.000 cu 6.000. Corect. O oră mai bună la meciul cu Faru. Campioană de dinainte, adică Faru nu e... Da, nu e Slobozia. Da, dar așa se întâmplă în România. Tot ce vrei. Nu mai zic, dacă plouă afară, nu mai mergem la stadion. S-a terminat. Dacă bate vântul, dacă e frig, dacă meciul e, nu știu, la o oră... Bine, e o problemă, într-adevăr, cu metrou și cu mijloacele de transport, cu meciurile astea care se termină după miezul nopții. Asta e o cauză care îi ține pe unii acasă. Meciul cu Sparta-Praga s-a terminat spre miezul nopții. Până pleci de la stadion, nu poți să pleci chiar imediat că e aglomerație, deci era aceea situație. Dar a fost miză mare, adversarul de așa... Au sacrificat și 50 de lei pe taxi. Exact, și vii la stadion. Da. N-ai cu ce să pleci decât cu taxiul, asta e clar. Da. La ora aia. Ce anticipezi, Marius, în CFR Pafos? Ca meci, cum crezi că se va disputa? Știm... Bun, jocul lui Dan Petrezelu a fi prudent, pentru că se bazează pe ambele meciuri. Da. 100% a analizat foarte bine adversarul. Știm strategia lui ca și comentariu și ca discuții despre adversari. Eu cred că va fi foarte prudent, a cunoaște bine adversarul și totuși cred în victoria CFR-ului astăzi, dar nu se va termina aici, pentru că meciul retur va fi decisiv. Eu cred totuși în victoria CFR-ului. Am înțeles. Ok, mulțumesc Marius Baciu, mulțumesc Cosmin Băleanu. Urmărim împreună CFR Pafos, va începe la 20:30. O să vreau să urmăriți încă o dată, ca să intrați în febra meciului mai bine, declarațiile pe care Petrescu le-a făcut ieri, că o să facă meciul și mai interesant. Promovează bine meciul. Da, promovează bine meciul și de asta l-am păstrat pentru finalul emisiunii și ne vom reîntâlni în jurul orei 22:25, 22:30, mă rog, după ce se termină partida din Groia. Indiferent ce zic, eu mereu sunt criticat de specialiști. Când am spus de cei de la Kosovo că sunt o echipă foarte bună, de la Balcani, credeau toți de mine. Știți ce atacanți avea Balcani la ora respectivă? Eșuca în dreapta Corenița, care e titular la noi, Vârf, Ragmani, care l-a vândut cu 6 milioane, și Krasnic în stânga 3 milioane. Cât a luat Rapid după el. L-a spart Praga. Aia era echipă slabă. Fundaș dreapta era Tachi, care e acum la noi. Și mai sunt vreo 3 care s-au dus pe la Rapid și care au plecat în Turcia. Dar cred eu că Pafos e alt nivel față de Kosovo, față de Balcani. Pentru că acești brazilieni pe care băieții i-au văzut acum îmi dau fiori. Sunt jucători de clasă, în opinia mea. Normal, dacă ai bani mulți, buget, patronul este foarte bogat. Au luat un director sportiv din Italia. Se vede că au achiziționat foarte buni jucători. Și salarii 500, 600, 800 de mii, normal că ai pretenții. Noi în România doar cu vorba, vorbim, vrem să batem pe toată lumea, să spune că mă plâng, nu mă plâng. Asta e realitatea. Noi nu avem, cu tot respectul din campionatul de România, noi nu avem jucători în România ce are Pafos. Eu aș vrea să nu-i vedeți, să fie slabi. Eu aș vrea să greșesc. Dar o să vedeți cu ochii voștri jucătorii brazilieni din Cipru ce valoare au. Au câștigat cupa cu 3-0 cu Omonia, care e o echipă foarte valoroasă în Cipru. Campionatul din Cipru, în opinia mea, e cam la fel ca în România, poate chiar peste, pentru că se investește mult. Deci, clar, trebuie să facem un joc perfect ca și echipă. Nu trebuie să cedăm, nu trebuie să ne gândim că nu avem șanse, în niciun caz. Au mai fost meciuri în care n-am avut șanse, cât am fost eu antrenor ca CFR în Cupele Europene. Sunt foarte multe meciuri cu Sevilla, cu Lazio, cu Rennes, cu Celtic, cu Slavia, da, foarte, foarte multe, și am niște învingători. Trebuie să regăsim acel spirit, pentru că individual ei sunt mai buni, asta e clar, și jucătorii noștri au văzut asta, dar noi ca și echipă trebuie să fim mai buni ca ei. Fotbalul e un joc de echipă și cu spirit, cu un joc colectiv bun, organizat, avem și noi șansa noastră, asta e clar. Printre acești străini de care spuneați, s-a integrat și un român, Vlad Dragomir, și care pare foarte apreciat acolo. Interesant cum el nu se apropie de echipa națională de senior a României, pentru că la tineret știu că a fost. Eu cred că ar trebui selecționat. La ce am văzut eu, 6 meciuri. Este singurul jucător care nu e schimbat. Jairo, numărul 10, care a zis Cipi, atacantul lor, care e o legendă la ei, a mai fost schimbat. Dar Vlad Dragomir în niciun meci. Pentru că joacă și mijlocaș central, și dreapta, și stânga, consistent, dă cu stângul, dă cu dreptul, cu capul. Mi se pare un jucător foarte bun de echipa națională, dar nu sunt eu selecționer, doar pot să-i dau un sfat. Sper să joace prost cu noi, ambele meciuri, și să nu selecționeze, dar mie mi-a plăcut ce am văzut la el. Chiar am vorbit cu Cristi Dragotă, care e la național, i-am zis, eu cred că ar trebui să aduce aminte de acest jucător, arată foarte bine. Parcă și el e tot brazilian, nu pare român, are o frezură așa, e mai... Dar e un jucător foarte bun.